Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. Vom vedea cum se face gestiunea distribuitoarelor. Pentru aceasta accesăm funcția, facem control A sau selectăm cu o fereastră de selecție toate elementele. După care ne apare fereastra Easy Line electrice. O confirmăm prin OK. Iar mai departe ne apare fereastra gestiune distribuitoare. În această fereastră găsim în partea din stânga toate distribuitoarele pe care le-am definit noi până acum. În cazul de față este un exemplu și avem doar două distribuitoare. Iar mai jos avem elementele neconectate. Dacă ar fi fost cazul, aș fi găsit acolo dacă aveam un cort iluminat neconectat sau o priză sau așa mai departe. Fiecare doză este conține toate elementele conectate la aceasta. Dacă mergem și ne uităm în una dintre ele, vom vedea de exemplu circuitul de lumină și circuitul de prize, fiecare dintre acestea având proprietățile pe care le-am stabilit deja atunci când le-am făcut legăturile. Dacă mergem, să zicem, pe unul dintre elemente, vom vedea că în partea din dreapta jos avem fiecare circuit al acestei pe care este dosa și vine cu toate informațiile, de la pe ce fază, puterea, tensiunea, tipul de cablu, secțiuni lungimi și așa mai departe. Asta este valabil pentru fiecare element. Ni se zice de asemenea și siguranța de pe acel circuit. Găsim pentru lămpi puterea instalată pentru aceste circuite de lămpi. De asemenea, avem tabul de listă trasee, unde găsim toate traseele, secțiunile cablului și tipul acestora, precum și lungimea. Ba mai mult, în partea dreaptă avem un buton numit imprimare, care ce face? Pe acesta ne va face o listă de cantități. Adică, ce găsim noi aici în fereastră, ne va exporta sub formă de Excel, Excel pe care, evident, putem să-l modificăm, putem să facem o sumă, să vedem o valoare totală a lungimii de cablu și așa mai departe. De acolo putem să ne jucăm cu ea cum vrem. Următorul tab, schema. De aici putem scoate schemele pe care le-am compus noi până acum, schemele monofilare, deci avem circuitele, apăsăm pe butonul desenare schemă, trebuie acum să facem un zoom out și să-i zicem unde vrem să o amplasăm printr-un click. Aceasta va fi creată foarte repede acolo. Și avem un punct de plecare pentru schema noastră monofilară. Aceasta este perfect editabilă, este destul de simplu, ea vine cumva standard, vedeți deci cu cele trei faze de exemplu, dar putem foarte ușor să o modificăm. Vine deja cu descrierile pe care le-am atribuit. Noi putem să copiem, să mai facem, de exemplu, încă câteva circuite, putem să completăm în jos în chenar și așa mai departe. Aceasta a fost totul. Sper că v-a fost de ajutor și ne vedem la următorul tutorial. Vă mulțumesc frumos!